Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, de multe ori, cei care am călătorit cu mașina în străinătate, am văzut pe autostrăzile din Ungaria, din Cehia, din Germania, din Franța, din toată Europa de vest, că există parcări amenajate, parcări unde tirurile pot înopta, șoferii au condiții foarte bune de cazare și de a face un duș, de fapt de a face acele pauze obligatorii. În România se întâmplă că șoferii fac acele pauze obligatorii în niște parcări neamenajate. Din păcate au fost mai multe accidente rutiere tocmai din acest motiv, că uneori nu au spațiu unde să parcheze. Lângă Ploiești, pe centura Ploieștiului, a fost deschisă prima parcare securizată de tiruri din sudul României, ceea ce este un lucru îmbucurător. Am venit aici să vedem ce înseamnă de fapt o parcare securizată de tiruri. Lângă mine se află Miriam Cazacu, managerul acestui obiectiv. Mulțumesc, sărut mâna, pentru faptul că ne-ați primit și că ați realizat acest obiectiv. Cu mare drag, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Există și o cofinanțare a Uniunii Europene. Da, avem cofinanțare din partea Uniunii Europene, din partea CINEA. Da. Uniunea Europeană ce a zis? Pentru asta finanțăm, mă refer în prima fază, în momentul minus 1. Fraților, faceți, vă dăm bani, nu mai faceți o dată, sau ce a spus? Da, a început o linie de finanțare special pentru parcări securizate de tiruri. În România era o cerere foarte mare, sunt doar 3 parcări securizate în momentul de față și când am început să construim, în toată România, când am început să construim erau doar 2, iar noi eram a 3-a parcare securizată, fiind nevoie de mult mai multe. Ce înseamnă parcare securizată pe înțelesul nostru, al șoferilor și al șoferilor de camioane, de tiruri? Da, noi avem o parcare securizată de nivel Gold. Nivelul Gold înseamnă că toate locurile de parcare sunt împrejmuite, avem supraveghere video și audio, barieră. Și audio? Da, și nu se poate intra sau ieși fără acces. Fără o cartelă, fără telecomandă. Gold și silver, ce înseamnă? Sau de ce sunt, de ce sunt așa? Bănesc că există și silver. Da, silver și diferența sunt diferite dotări ale parcării. De exemplu, înălțimea gardului, dușuri, diferite spații. Dotările din interior. Da. Spuneți-mi, vă rog, câteva cuvinte despre această parcare securizată, de la care este situată la un kilometru, doi de Ploiești. Vă întreb acest lucru fiindcă în Ploiești au existat foarte multe discuții. Proprietarii de camioane, de tiruri, de dube, nu cei care au firme mari, cei cu firme mai mici, care au 2, 3, 5 mașini, zic, dom'le, noi unde să lăsăm mașina. Și intrările în oraș, întotdeauna sunt blocate de aceste camioane, fiindcă nu sunt locuri. Și de asta sunt curios, care este capacitatea, care sunt facilitățile pe care le oferi șoferilor. Da. Sau firmelor. Compania noastră a început proiectul în 2020. Ne-am dat seama că este o nevoie mare. La fel cum mergeam pe diferite străzi din Ploiești și vedeam tiruri parcate în locuri neasigurate, iar furtul mărfurilor în locuri nesecurizate e foarte mare în România. La asta nu mai m-am gândit și la furtul. Da. Și ne-am dat seama că e această nevoie și atunci ne-am început să construim această parcare. Dotările pe care le avem acum sunt 70 de locuri securizate de parcare. Avem restaurant care funcționează non-stop, avem dușuri, toalete pentru șoferi și... E regim non-stop cam la tot? Da. Sau? Da, da. Toate dotările sunt în regim non-stop pentru că șoferii pot ajunge la orice oră. Și atunci când ajung, e nevoie să aibă un loc de recreere, e nevoie să aibă și mâncare. Și bucătăria 24 din 24? Da. Care, câte locuri de parcare sunt și dacă vă adresați doar tirurilor care au anumită lungime sau și camioanelor, cum le știm, cum le știm noi? Sunt 70 de locuri securizate și ne adresăm tuturor tirurilor. Și camioanelor, mai mici. Și camioane, da. Haideți să facem un lucru de imaginație. Să zicem că eu sunt șofer, da? Uh-huh. Și văd pe Google Maps acolo că există parcarea de tiruri. Uh-huh. Și zic, trebuie să mă opresc. Ori că sunt obosit, ori că trebuie să mă opresc conform regulilor pentru camioane. Primul pas ce fac? Sun? Nu. Puteți să veniți direct. Puteți să sunați înainte să vedeți dacă sunt locuri, de exemplu, disponibile. Credem că cererea o să fie mare, dar nu este nevoie.
Ok, noi avem, deci nu sun, vedeți, sau vin, da. Sun și bun. Am ajuns aici, să presupunem da. Că aveți locuri. Ce se întâmplă? Treceți prin poartă, da. Da, unde o să vă scaneze numele, o să vă dea un tichet de parcare, parcați tirul și apoi sunteți liberi să veniți la dușuri, toalete, loc de recreere, restaurant. Și, deci și dacă îmi fură cineva marfa dintre vecini, habar n-am. Dintre șoferi? Dintre șoferi sau sargardul, oamenii de la... Nu prea se poate, este gard de 2 metri cu turnicheți deasupra, adică... A, v-ați gândit la tot, adică... Da, da, de asta este și parcare gold, adică securitatea este destul de mare. Avem o firmă de pază, avem camere de filmat, adică în situații în care sunt furturi, avem și planuri interne, proceduri interne. Cum acționăm în cazul în care se întâmplă această parcare securizată de tiruri, că sună așa într-un fel și trebuie... Spuneți-mi, vă rog, așa sunt și în Germania, și în Franța, și în Elveția? Da, da. În Europa sunt mai multe parcări securizate față de România și sunt la același standard. Deci o parcare securizată de tiruri gold, gold da. Din Elveția european. Sau din Germania da. Este identică cu cea de la da. De lângă Ploiești? Da, avem exact aceleași cerințe. Trebuie să îndeplinim... Dacă cei care dețin 2, 3, 5 camioane în Ploiești doresc să parcheze pot la dumneavoastră ca să nu mai ia amenzi, da, să nu se mai certe da. Cu primăria. Sigur sau vă da. Adresați doar celor care tranzitează? Nu, nu, oricine. Oricine poate din zonă, din România, din afara României, pentru străini. Noi avem toate mesajele scrise sunt în română și în engleză, tocmai pentru că ne așteptăm să vină oameni din afara României. A, deci cine răspunde la telefon rușește și în engleză. Da, da, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Este într-adevăr spectaculos spațiul și în interior arată foarte bine. Și pe de altă parte este important, apropo de furtul de mărfuri, și de a, și de a, dar și pentru siguranța traficului rutier. Camionele da. Nu mai parchează unde, într-o parcare mică, nu au loc, dar se da. Grămădesc că nu au voie să plece mai departe. Da, de multe ori, poate și din cauza că nu au găsit loc de parcare, au condus peste orele recomandate de condus. Și riscând. Riscând, da, de la oboseală să se creeze accidente. 70 de locuri mie mi se par puține. Mai există loc de extindere? Da, noi gândim la extindere și vrem să facem cel puțin 200 de locuri de parcare în următorul an, poate. Da. Deci nu vă opriți aici, fiindcă no. deja semnalele din piață sunt că da, e da. Nevoie. E România are nevoie, da, România. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă doresc succes. Vă promit să ne reîntâlnim, fiindcă eu sunt convins că se veți extinde proiectul. Da. România are nevoie, siguranța traficului rutier din România are nevoie. Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc succes. Și noi mulțumim. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși.